astăzi 28.06.2019, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14, întârzie domnul consilier Mocoi Dorinel Valentin. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul primar Ichim Sorin. Cine este pentru, vă rog frumos? Domnul primar cu 14 voturi pentru. Președinte de ședință. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Da, dacă sunteți atenți, domnul consilier Costac, aveți altă ședință? Da, cineva spunea că pentru că ocupați funcția de primar, n-ați trebuit să conduceți susținerea de consiliu, așa este, nu știu. Adică vreau să faceți proiectul de lei. Adică spuneți că... Da, domnul secretar, vă rog. Domnul Ichim Sorin este consilier local. A fost ales viceprimar al Comunei Livezi. În urma ordinului de prefect, îndeplinește atribuții de primar. Dar asta nu înseamnă că se anulează faptul că este consilier local și viceprimar ales. Dar funcția lui este de viceprimar al Comunei Livezi, care îndeplinește și atribuții de primar. Da. Dar v-ați... Domnul Liges, continuați. El inițiatorul proiectului, adică ne gândeam că dacă sunt într-un conflict de... Dacă știam lucrurile. Eu zic că aceste discuții au fost în fiecare ședință și la început. Cred că nu este prima ședință care a avut domnul consilier și cred că la noastră avea o prevență de... Tocmai de aceea am lăsat domnul secretar să vă prezinte această ședință. Cred că nu și la ședința următoare discută. Amical v-am răspuns și eu. Domnule colegi, ar fi un conflict de interese dacă proiectul cu banii ăștia care trebuie să-i aprobăm ar beneficia dânsul de ei. Dar din vreme ce sunt la școală, nu are niciun conflict de interes. Sunt pentru școală și nu are niciun interes în legătură cu această sumă. Da. Începem, totuși, aș vrea să fim ascultați, să ne înțelegem, să putem să continuăm lucrările. Procesul verbal de la ședința anterioară, dacă cineva are de obiectat ceva sau de spus ceva, dacă nu se supune la vot. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Da. Și aprobat cu 14 voturi pentru domnul. Ok. Trecem la ordinea de zi. Astăzi avem un singur proiect de ordine de zi, este vorba despre o rectificare bugetară în care proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Livezi, județul Bacău, pe anul 2019. Aici este vorba de... Da, haideți să... Cine este pentru? Vă rog, domnule, înainte de a vota hotărârea, aș face un propunere. Deoarece ședința are doar un punct pe ordinea de zi, aș propune diverse. Da. Sunt lucruri de care trebuie discutate în ședință. Da, da. Sunt multe lucruri și se mai întâmplă cu unii. Trebuie discutate. Normal. După atâta agitație, campanie electorală. Trebuie discutate un pic. Trebuie introdus. Ceea ce de rău, că nu știu rămâne, să... Da, a pierdut și România aseară, sunteți supărați. Capitolul de lege. Haideți să supunem la vot acest punct de ordine de zi. Da. Deci cine este pentru? Cele două puncte de ordine de zi. Deci cineva împotrivă? Două puncte de ordine de zi. Care vedeți și vedeți. S-au aprobat 14 lucruri. Dați cuvântul comisiei. Toată lumea a avut acasă. Da. având în vedere că dumneavoastră ați avut materialul pus la dispoziție, l-a studiat, am discutat și ieri cu unii consilieri care au venit la primărie, s-au interesat. Cred că prea multe nu avem de discutat la proiectul de rectificare de buget. Eu aș propune ca să supunem la vot acest proiect și după aceea să trecem la proiectul numărul 2, care... Da, domnul președinte, înainte de toate, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre ceea ce vreți să faci acolo. Da. Și unde am. Ca să înțelegem și cetățenii care ne urmăresc. Hai să stăm atunci și mai discutăm de tema acestui. Comisia de specialitate. Comisia numărul 1 a zis favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Și 3? Favorabil. Dar să-mi permiteți ceva, domnul președinte. Da. Comisia noastră, siguradată, aveți favorabil. Dar noi și în procesul verbal am conceput faptul că banii care sunt pentru problema școlii numărul 2 din Livezi, aș ruga Inspectoratul Școlar Bacău să ia în calcul necesitatea unei sume de bani. Necesitatea unei sume de bani pentru racordarea școlilor la gaze naturale. Pentru că avem această posibilitate și mă refer la școala din centru Livezi, la școala 2 Livezi și la școala din Bălăneasă, care au conductele prin fața imobililor. Deci, Inspectoratul Școlar, așa cum a știut să trimită bani pentru problema salubrizării, la așa să trimită și pentru problema, că mai sunt 100 de zile, atât mai este în anul ăsta, când trebuie aprins foc în școli, când trebuie făcut căldură pentru elevi. Gazele sunt, dar noi nu le folosim. Instituțiile ar trebui prima dată și mai ales școlile. Și extindere de rețea la Biserica Ortodoxă și nici în centrul Livezi, foști primari, 3 PSD-și la rând, unul după altul, și câte 2 mandate, n-au respectat programul, proiectul de introducerea gazului prin centrul Aricapițeni până la capăt. Au scurtat. În Livezi l-au oprit la Părâu la 200 de metri, așa, unde a rămas 1 kilometru și ceva până dincolo. Proiectul e până la Biserica Catolică, trece prin fața școlii, dincoace la biserică. Domnilor, nici în centrul Livezi. Era primar Bădăluță. N-a știut și nici n-a vrut să înțeleagă că trebuiește să gospodărească comuna de așa natură încât să fie gazul metan introdus la fiecare parte. Până la mine mai sunt 180 de metri. Proiectul e până la mine, dar el nu l-a respectat. În Livezi sat, l-a oprit la Părâu. Chiar eram de față întâmplător, era mașina care săpa șanțul pentru conductă. Mașina aia, Atlas se numește. O venit și o stup până acilea. De ce? O rămas bani? Sau ce-a vrut să spui? S-o lungească 100 de ani instalația asta la Livezi? Nu deja avem 30 de ani aproape? Deci acesta este adevărul. 3 primari PSD-ști unul după altul n-au făcut nimic pentru gaze naturale. Rușine! Da, nu s-a prășat cineva, avem bani? Avem gaze? Nu. Păi și atât. Noi nu suntem în stare nici astea. Dar e problema de înțeapă. Important că avem țeavă, domnule. Important că avem țeavă și asta, ce mai contează. Mă rog, vă spun dacă deja am plecat și o să vă răspund și cu gazul. Deci, deocamdată, suntem în faza de a ne branșa. Adică, dacă știți, poate nu știți problema. Deci, comuna Livezi este în stadiu de cere pentru branșament. Deci, o parte din, cred că într-o săptămână, deja sunt... Deci, trebuie să... Aș vrea să văd și o chestie asta într-o săptămână, 20. Dumneavoastră ați fost curios și când dumneavoastră. Știți că eu mi-am mai dat cuvântul prin luna februarie 2018, când m-ați întrebat când o să vină avizele de la ANRE. Și v-am spus că în septembrie. Ei, eu am acele documente în care atunci s-a reglementat și ne-a dat ok-ul ca să putem să facem. Dar, după cum bine știți, branșarea la gaze este foarte... Nu este atât de simplu. Nu sunt lucruri simple. Acolo se fac proiecte. Acolo trebuie identificate zonele unde vor fi branșate. Deci mă refer aici și trebuie documentele pe proprietate. Sunt niște lucruri clare. Firmele care lucrează trebuie să fie acreditate. Sunt anumite valori care trebuie puse într-un anumit fel. Deci vorbim de gaze naturale și branșarea la locuințe sau la instituțiile publice. De asta sunt timp. Dar... Vă spun că în viitor apropiat, deci în iarna asta, locuințe din comuna Livezi vor fi încălzite cu gaze naturale. Și vă spun asta cu cea mai mare responsabilitate. Și o probăm dacă... Deci lucrurile merg spre bine. Acum, dacă vrem să cârcotim, găsim subiecte și nicio problemă. Eu stau și la... Văd că am început... Am început diverse înainte de... Nu e nicio problemă, discutăm că de asta suntem aici, problemele comunității sunt binevenite, discuțiile le accept, întotdeauna mi-am asumat ceea ce fac și ceea ce vă spun dumneavoastră aici, mi-asum și în fața cetățenilor, dumneavoastră mă cunoașteți din toate așa, de multe ori veniți și spuneți, băi, în ședință de consiliu trebuie să spuneți și voi ceva, dar până la urmă, una peste alta, eu vă spun că lucrurile merg și se lucrează cu cea mai mare responsabilitate în primărie. Deci, până la urmă, ce facem? Votăm primul proiect? Păi nu, haideți să discutăm. Da, haideți, așa, hai să controlăm pentru că mi-a furat domnul Busuioc ideea. Ce se întâmplă? Acești bani, este vorba de 560.000 de lei, 560 de milioane lei vechi, care sunt direcționați spre școala numărul 2 Livezi. Aici chiar trebuia discutat și vreau să vă prezint și dumneavoastră această situație. Și acești bani sunt veniți pentru grupuri sanitare. După cum bine știți dumneavoastră, într-o ședință din 2018 la început, în martie, în luna martie, am invitat pe domnul director de la școala Livezi și ne-a prezentat situația școlii numărul 2 Livezi, în care funcționa pe semnătură. Adică ce a semnat semnătură? Am mers la inspectoratul școlar, eu și cu domnul director, și am semnat un act că până la începerea anului școlar 2018-2019, la școala numărul 2 Livezi, se vor efectua lucrări pentru a putea obține avize. Ce a însemnat acolo? Grupuri sanitare în interior. Deci grupurile sanitare în momentul de față pe școala numărul 2 Livezi sunt în interiorul școlii. Fosă septică a fost o lucrare complexă. Acolo, deci, așa, am schimbat geamuri termopane, deci cu o sumă în care noi ne-am încadrat. A fost controlul la Curtea de Conturi și chiar au fost în teren, au verificat lucrările și chiar a fost felicitat, ne-a întrebat că de ce nu am continuat și cu acoperișul. Atât am avut, atât am putut. Dar lucrurile astea au fost făcute. Ei, acum ne-a venit tot pe această școală, făcând o solicitare înainte, a venit pe școala numărul 2. De aici încolo să vedem cum facem o derogare, pentru că banii se duc exact pentru ceea ce sunt trimiși, grupuri sanitare. Noi, între timp, am demarat cu banii din banii noștri, din buget. Am făcut aceste lucrări. Sunt lucrări de calitate. Acolo, dacă vreți să mergeți sau poate ați fost, chiar sunt condițiile făcute de a funcționa. Este o școală mică, o școală totuși de, nu știu, de câți ani, o școală pe o structură îmbătrânită, dar modernizată și pusă la punct cu niște condiții cât de cât, spun eu, corecte și umane. Cam asta este ce am avut eu să vă spun în legătură cu această sumă. Dacă putem, eu o să fac demersul să vedem dacă putem să-i canalizăm spre altă școală unde avem nevoie. Și aici vreau să vă spun școala Poiana, care nu vreau să vorbesc prea multe, dar vă spun un lucru că este sub orice critică. Cine a fost vinovat? Sub orice critică. Cine a fost vinovat, nu mai căutăm vinovați. Că eu, mie nu mi-a plăcut să caut vinovați, ce facem noi? Deci, ce facem noi? Cine a fost? Nu vreau, chiar nu vreau să vorbesc. Nu mă caracterizați, n-am niciodată, n-am aruncat vorbe pe care au făcut înainte. Îți asum, frate, dacă ești la treabă, spui ce faci tu. Nu ce-au făcut înainte sau de ce n-au făcut. Poate nu s-a putut, sau poate s-a putut sau nu s-a putut. Astea nu, chiar nu vreau să intru în polemică de acest fel. Dar vă spun cu cea mai mare responsabilitate, am făcut acum o evaluare, trebuie să aduc din nou și lucrez ca o firmă care să ne facă devizele pe ceea ce trebuie făcut acolo. Suntem în lucru, cred că săptămâna viitoare la început o să avem și documentația. Măcar, spun eu, deci ce am găsit acolo, măcar să terminăm, sau să, acolo trebuie dată jos izolația. Nu poți și constructorul și proiectantul care lucrează la acest proiect, din nou să facem reevaluare la tot ce înseamnă lucrări acolo, nu și asumă nimeni ca pe izolația existentă, unde prin spatele ei s-au făcut tot felul de găuri, de păsări, de tot felul de animale, veverițe și mai știu ce animale acolo. Nu-și asumă să continue, să dea o tencuială pe acea izolație. Adică sunt lucruri care nu, nici eu nu mi le asum. Adică cheltuim niște bani, aruncăm pe aia și la anul să ne trezăm că a căzut fațada sau. Grupurile sanitare sunt sub orice critică. Deci sub orice critică. Deci vă spun cu cea mai mare responsabilitate. Aș vrea acum, în momentul de față, să ne urcăm într-o mașină sau două sau 10 și să mergem acolo. Ne este, vă spun, nu știu dacă câți ați ajuns în acea școală, cred că numai când mergem pe la secție de votare să vedem, dar în spate e catastrofă. Și mi-l asum și eu. Deci eu personal mi-l asum, dar și noi toți trebuie să ne asumăm ca și Consiliul Local. Vă spun, chiar aș vrea să mergem, să vedem, să ne dăm cu toții o părere acolo. Așteptăm să vedem ce valori și cum putem să vedem sursa de finanțare, de unde putem lua acești bani, măcar să terminăm cu fațada acoperișului. Deci nu mai spun șgheaburile, sunt căzute, legate, undeva infiltrații prin camera unde țin copiii sau țin profesorii alimentele pentru copii, cornul și nu știu ce. Nu. Deci mi le asum cu orice responsabilitate, această lucrare trebuie făcută. Nu știu, găsăm soluții să vedem. Măcar să terminăm cu izolația, ca să putem să, după aceea, să lucrăm la interioare. Camera de centrală, nu vă spun, sunt rămase toate așa. Instalația de la centrală, deci instalația de interior, calorifere, fitingarai, tot ce înseamnă, sunt puse, alea nu cred că își asumă cineva să pună centrală și să meargă pe acest sistem. Alea trebuie scoase, adică lucruri care... Nu. Trebuie să ne fie rușine că avem așa ceva în comuna noastră. Acum, iar nu vreau să mergem din cauza cui, din cauza necui, trebuie să luăm taurul de coarne, să găsim soluții și să punem cât de cât să aducem acea școală la o poziție în care să poată funcționa sau copiii să-și desfășoare și profesorii să-și desfășoare activitatea acolo. Deci cam atât am avut discuții. Dacă dumneavoastră veniți cu întrebări, eu... Da, domnul Costac. N-aș putea să ocolesc acest punct pe ordine zi, pentru că este foarte important cu privire la amenajarea de WC-uri sau de toalete în școli, grupuri sanitare. Mai de 10 ani de zile încă discutăm problema școlilor și consider astăzi, și nu numai astăzi, că pentru executiv, pentru administrația locală, n-a fost o prioritate în școlile din comuna Livezi. Păi, domnul Sorin, vreau să vă spun ceva. Păi, pe semnătură funcționează și școala de la Poiana de 10 ani de zile. Că nici școala de la Poiana nu are WC-ul. Și știți prea bine că sunt, câți copii sunt în școală și care este distanța între școală și WC-ul. Dar nu s-a terminat nici măcar școala de izolat. Tot de 10 ani de zile. Acum 10 ani de zile s-au adus instalații de clădire centrală și, cum spuneați dumneavoastră, acum au rămas la izbeliște. Pentru că nu a existat o prioritate din partea executivă. Dar vă mai spun ceva. Acum vreau să vă critic un pic. Păi aveți aproape 3 ani de când sunteți la primărie și școlile se află în aceeași situație. M-aș bucura, într-adevăr, să treacă de la vorbe la fapte. Din punctul meu de vedere, în ultimii ani nu s-a făcut mare lucru în Comuna Livezi. Adică nu s-a făcut nimic. Nimic nu s-a făcut. De când ne-am ocupat de altceva. Trebuie să fiu critic pentru că ocupați această funcție acolo. A spus că nu ne interesează ce-a fost înainte. Nu ne interesează, dar ne doare pe toți, să știți. Dar chiar ne interesează. Deci nici școala de la Bălăneasă, nici școala de Valeria nu are WC-ul, nici școala de la Poiana nu are. Domnul consilier, școala de la Livezi, domnul, cea mai mare responsabilitate o ciuică. Dar nu veniți dumneavoastră. Tocmai ce v-am prezentat, înseamnă dumneavoastră nu sunteți atenți. S-au venit cu o lecție învățată acasă, cu o poezie, da? Și aici ați pierdut rândul. Dacă vă întreb la jumătate, nu mai știți să spuneți strofa a doua. Tocmai ce am vorbit de școala Livezi 2, care are grupuri în interior, fostă septică, alimentare cu apă, sursă proprie, cu puțuri forate. Deci vă spun, este o școală care am obținut avize. Iar în continuare, ca să vă lămuresc, școala Poiana merge pe autorizație de funcționare. Aia a fost cu semnătură. Nu spuneți dumneavoastră că merge și aia cu semnătură. Deci semnătura dumneavoastră sau? Eu vă spun că aia are avize de funcționare. Eu am spus în felul următor, că așa cum școala cu Valeria aveți o perioadă fără semnătură, nici școala de la Poiana a avut grupare. Da? Tot pe semnătura mea și aia. Adică, nu, școala mea are avize. Cu grupurile nu se vede, are avize. Cine? Cine? Școala de la Poiana? Da. Păi dumneavoastră ați văzut cum arată WC-ul, domnul Sorin, ca să vă la următoarea ședință și să vă fac cum sunteți cum arată WC-ul la școala Poiana. Vă rog. Dar ce am vorbit eu acum, când mi este rușine și v-am spus că mi-asum ceea ce am spus, adică vreau să veniți și îmi spuneți același lucru. Tocmai vreau să spun că este un lucru, tocmai vreau să spun că de 10 ani se putea clinic pe școli, asta vreau să spun. Și nu este nicio noutate pentru noi. Aș vrea ca, în afară de vorbele care le spune de fiecare dată să mai face și fapte, pentru că avem să vedem nimic de ani de zile. Avem 10 ani de zile, de când stăm în loc, nu s-a mișcat nimic, în afară de 2 km de asfalt la Prăjoaia și oprit la Scăringa, nu s-a făcut absolut nimic. Asta vreau să spun. Da, ia. Da, bun. Domnul Busuioc. Domnul Sorin. Ai diverse sau voi? Dar nu, pe punctul respectiv. Pe punctul respectiv. Ce s-a întâmplat? Într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, că nu sunt bani. Da, așa e. Nu sunt bani pentru continuarea lucrărilor la școala Poiana, cum ați zis. Dar... Dar ce se întâmplă, domnul Sorin? Dacă chiar vreți bani, noi am găsit o soluție. Soluția este simplă. Eliberați-l, domnule, pe domnul Johnny Crăciun din funcția de consilier personal, care ocupă funcția de foarte mult timp și încasează foarte mulți bani, și continuați-vă, domnule, lucrările, în altă parte. Doar simplu. Dar ce funcție ocupă dânsul? Administrator? Ce? Administrator? Eu așa știu că e consilier. Da, dar... Consilierul primarului. Consilierul primarului. E personala... Domnul, așa se numește. Consilierul primarului. Personal al primarului. Consilierul primarului. Da. Consilierul primarului. Cine se leagă din punct, deși aveți bani destui bani ca să continuați și lucrările la școala Poiana. Este foarte simplu. Nu v-am zis numele de rău. Am spus doar... Da. Mai aveți ceva de spus? Domnul președinte, numai o clipă. Într-adevăr, domnul Johnny Crăciun, care este incompatibil cu funcția de consilier personal al primarului, pentru că el este condamnat de 2 ori, definitiv. Dar încasează 5 salarii pe economie lunar. Aici se duc banii. Și se duc și fără comuna să beneficieze de ceva. Cel puțin domnul primar și domnule președinte de ședință, reduceți salariul la nivelul șoferului. Șoferul are răspundere mai mare, am mai spus-o, care copiii la școli, prin traficul ăsta infernal, și are 1400. Păi ce fel de logică este aceasta? Ce fel de echitate mai aplicăm la primăria Livezi? Unul care taie frunză la câini și unul care are răspundere. Ăla care taie la câini încasează 5 salarii, și ăla care are răspundere și pericol în circulația este infernală, încasează un singur salariu. Și în același timp, salariul acestui șofer, Vlad se numește, angajatul primăriei, primește 1400. Berzunța are 1800. La aceeași funcție, la același obiect. Care e dreptatea? Ne punem întrebarea. Oare echitate mai este? Sau e ceva așa, de ordin politic? Nu? Că e președinte la PSD. Azi îmi spunea că să ducem la București să schimbe președintele. Dar de ce îl schimbați, domnule? Păi trebuie PNL-ul sau președinte. Nu trebuie schimbat. PSD-ul la Rahova. Că acolo vii șeful. Acolo e și Dragnea, acolo e și Mazărea, acolo e și Sorinu Ovidiu, Vântul, toată gașca. De ce să mai pui alt președinte? Domnule, vorbim cu sufletul. Ne interesează pe toți. S-au găsit bani, domnul Sorin. Ne interesează pe toți bunul mers al acestei comune. Și pe dumneavoastră, domnul primar și domnule președinte de ședință. Vă interesează și faceți tot ce puteți. Dar nu are dreptul, dacă am văzut și la televizor, dacă vrea o persoană să se angajeze paznic sau șofer, îi cere cazierul, trebuie să fie alb. Domnul, dar Dăncilă cum a scăpat din Vâlcov? De consideră personal. Iar doamna Dăncilă a luat o măsură legală, respectată hotărârea curții, l-a dat pe Vâlcov afară din funcția de consilier personal, pentru că are 8 ani de pușcărie, dar nu e definitivă. Ori la noi este definitivă 2 hotărâri. Deci putem lua exemplu de la doamna Dăncilă, primul ministru al României. Așa cum este ea, o făcut și o treabă bună. Sper eu că aceste cuvinte se le vadă și populația și se ceară același lucru. Dar mulți spune, ce face ăla acolo? Taie, domn, mai prinde și țânțari, că sunt mulți țânțari la ora asta. Bun, îmi mulțumesc, domn președinte. Domn președinte, pentru că am vorba de salariați, dar viceprimarul unde este? Măcar la ședință să stea în ședință, și așa nu face nimica. Măcar să aibă bunul simț să stea în ședință cu Consiliul Local aici. Dacă tot ia niște bani pe mare, ia niște bani bani ăștia. Care viceprimarul? Chemați la ședință aici. Dar cine e viceprimarul? Nu știu. Deci este... La Livezi. Când? La fiecare ședință omul ăsta e de serviciu. Dacă urmărim ședințe de Consiliul Local, o să vedeți că nici într-o ședință n-a reușit de la cap la coadă ședințe de Consiliul Local. Dar se pot ia 60-70 de milioane. Să stea mai bine ședința aici. Critica oricum nu-i bun de nimic. Dar domnul Sorin l-a scăpat din mână acum, să o duc și el un pic. Nu, chiar mă deranjează chestia asta. Eu o problemă cu ședințele cu. Vreau să plec eu. Vreau să plec eu? Nu, dar el pleacă mereu. În primul rând, viceprimarul reprezintă Consiliul Local, este ales de Consiliul Local. El ar trebui să stea aici, să ne dea explicații, viceprimarul. Din că el este ales, îi trebuie să vină înapoi, să dea niște explicații Consiliul Local. Nu poți să-mi casezi o sumă așa de mare de bani, doar să nu știi ce-i cu aici. Ia 60 de ani asta la rând. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Din posiți acum este aici. Că să-l întrebăm și el, școlile nu le-au văzut, au știut să fac fel și fel de mănării. Da? Dar știi cât școlea? Dar nu știi, săracul, de unde? Dar știi că el e șofer. E puțin are meserie, da. Haideți că v-am lăsat, eu am cerut președință de ședință, vă rog, v-ați să văd că și eu am făcut toată ziua. Dar da, eu am făcut un pic. De dragul dumneavoastră, când îi vedem rar, unii chiar mă văd rar, am unele persoane, unii colegi din Consiliul Local, care chiar mă văd tot timpul și ne mai și sfătuim pe aici, ne mai și contrazicem. Că așa e normal și asta e democrație, așa asta ne-am dorit, să fie democrație, să încercăm să punem treburile la punct în comunitatea din care face parte. Dar în același timp vreau să vă spun că nici așa, dacă vine unul sau oricine ar veni, face vrăși și dintr-o dată putem școlile cu intrările prin partea. Adică sunt lucruri care nu pot și nicăieri nu sunt, nu se vine dintr-o dată, am apărut strada din peste noapte, sunt lucruri care trebuie să făcute. Dar vă spuneam că mi-mi place două lucruri la capăt. Noi vorbim din proiect de hotărâri care nu l-am votat și asta spunea domnul secretar. Hai să o ducem la capăt cu proiectul ăla și după aia să... Hai să o punem la vot. Vă rog, cine este pentru? Da, și cu votul care l-a lăsat. Și cu votul lui domnul așa. 15 voturi pentru. Vă mulțumim. Da. Domnilor consilieri, trecem la cea mai... Dar noi, cum să vă zic, începem ședința cu diverse, o închidem cu diverse și e un lucru bun. Ne încălzim, ne pregătim să ne vină ideile și după aia... Și a comisiilor. Și, da. Discuțiul în comisie. Domnul președinte. O secundă, da. Tot la capitolul diverse. Dar mai primiți la diverse Da? Da. Domnul consilier, este pentru prima dată când cer să începe o diversiune. Le-ați început? Și după aia urmează domnul consilier și ne scriem, dar știți ce vreau? Ne înscriem dinainte la discuții și după aia închidem lista ca să o facem corect. Nu mai intrăm și ne contrazicem, da. Deci, haideți să vedem. Primul consilier. Hai să facem așa. Domnul Lungu Nicolae. Al doilea. Domnul Surugiu. Surugiu Daniel. 3. Domnul Costa. 4. Domnul Busuioc. 5. Hai să lăsăm pe doamna consilier. Doamna consilier Tărcuță. Tărcuță Elena și domnul Ghineț Claudiu. Deci avem, să mai scrie cineva? Domnul Talaban. Sper să nu ia colegi înainte. Nu, dar facem... După aia, închide. Fiecare vorbește un punct. Deci, o chestie, dacă vreți să vă spun politic, dacă așa, cel mai în avantaj este ultimul consilier. Știți de ce? Pentru că e atent la tot ce zic. Nu, domnul Sorogiu. Domnul Sorogiu, cu replică, că așa face ședința până mâine seara. Nu! Deci ne ascultă, fiecare își creionează subiectul care vrea să-l discute. Exact, nu ataci, nu vreau! Și nu! Dar nu s-a atacat, nu, păi așa nu atacăm. Venim și ne spunem problemele și găsim soluții, da? Haideți să încep eu. Dați voi să fiu eu primul. Deci dacă îmi permiteți, eu o să încep. Eu o să încep, ne-a nebunat, eu primul. Eu primul. Așa. Să începem să mergem în ordinea. Deci v-am zis că eu vreau la urmă, dar eu o să încep și dumneavoastră să continuați. În primul rând, vreau să vă felicit pentru rezultatele obținute în alegeri. În alegerile din 26 mai. S-a dus o campanie corectă, spun eu. Deci este pentru prima dată din 2008, de când nu particip la o campanie electorală. Dar vreau să vă spun că m-am simțit așa, nu în lumea mea. Dar o trebuie să respect ceea ce v-am și promis, dar ceea ce se întâmplă și cu partidul din care fac eu parte și cu, vă repet, suntem doi consilieri PSR. Sunt eu și cu domnul consilier Talaban. Da, eram insolvenți, deocamdată nu avem reprezentanți la Bacău. Deci noi funcționăm ca și aleși locali pe liste, consilieri județeni, consilieri locali. Mai nou eu ajung și îndeplinesc o funcție de administrativ într-un cadru primăriei Comunei Livezi. Nu am participat. Am urmărit cu mare atenție, să știți că și înțeleg foarte bine fenomenul ăsta campanii. Am dus la viața mea campanii, am ascultat lumea, au venit, cum e și normal, cetățeni la primar să întrebe cum dăm, cum votăm, cum facem, cum... La toți le-am spus să asigure, să urmărească și să voteze pe cine cred dânsii. Nu că nu le-aș fi spus, îmi asumam. Dacă făceam parte într-o formațiune politică, îmi asumam și spuneam așa, că până la urmă facem politică. Dar le-am spus să gândească cum vrea. Sau cine-i convinge, ce echipe de campanie îi spune să face. Le-am cerut să iasă la vot, după cum bine știți, filmat. Deci, în ultima ședință, eu personal, cu materialul prin masă, am cerut ca lumea să iasă la vot. Asta a fost... Da, la ședința privită. Nu contează. Semnalul. Bun. Nu, că alții au făcut și tot de-a mine. Și numai ce au vrut eu spus. Da, de asta vreau să vă aduc aminte că au trecut câteva zile de la acea campanie. S-a așezat deja oamenii la treabă și eu le spun cu cea mai mare responsabilitate că trebuie pus osul la treabă. Unii spun că au fost alegeri europarlamentare. Nu. Nu. Suntem în Europa. Acolo trebuie gândit și le cer din fața Camerei Luat Vederi unitate. Cine s-a ajutat la treabă? Cine s-a ajutat la treabă? Parlamentul Europei s-au întrunit, s-au așezat. Deja sunt la treabă, la Bruxelles. Pe această cale, mă repet, mi-aș dori ca cetățean al României și implicit al Comunei Livezi ca acești oameni să fie responsabili, cum de altfel trebuie să fim și noi pe aici, pe unii ne aflăm, că facem politică și până la urmă reprezentăm populația, fiecare pe nivelele lor. Dar le cer unitate. Ca noi să schimbăm ceva în această țară. Degeaba mergem că ăla se duce și are un proiect și ălaltă se dea la joale și invers, că nu sunt departe niciunul nici altul, s-a liniștit. Toți trebuie să ne asumăm, de la ei și până la noi, când o să venim să ne așezăm din nou în poziție. Ei au fost primii care au început. Aici vreau să corectez iar un consilier care mi-a spus că sunt 4 ani, că sunt 5 ani. Deci nu sunt ca noi, ca aleși locali și... Și Parlamentul, ei au 5 ani de mandat la Bruxelles. Consider că toți sunt oameni capabili. Vreau să cred asta, că sunt oameni capabili. Sunt oameni care să pună la masă, chiar dacă sunt de roșii, verzi, albaștri, galbeni, să pună la masă acolo și să reprezinte interesele României. Că de asta i-am votat. S-a mers pe vot negativ. Deci s-a mers, a fost o campanie pe vot negativ. Oriunde nu PSD. Așa s-a mers, așa am simțit și eu, vă spun, oriunde nu PSD. S-au luat voturi care nici nu făceau organizații, s-a dat lumea a dat încredere la oameni care nici. Dar sper cu acești oameni noi, cu restul care sunt din partidele care au făcut pragul electoral și au intrat în Parlamentul Europei, să strângă rândurile și să urmărească interesul națiunii noastre. Deja suntem în derizoriu, așa simt eu. Suntem în derizoriu. Dacă nu strângem noi ca români și ne urmărim interesele la unul, să facem jocuri la altul, este grav pentru noi. Nu vreau să vă mai țin mult de vorbă, vă aștept cu ce aveți fiecare de spus, dacă vreți să discutați de campanie, de ce vreți dumneavoastră. Eu subiectul ăsta vi l-am expus dumneavoastră, pentru că este cel mai important lucru, așa am considerat. Dacă dumneavoastră credeți, este important să fim uniți, indiferent, și în Consiliul Local, și în Consiliul Județean, și este momentul să dăm dovadă de români, adevărați. Și să elimine chiar alt partid. Bă, dacă vezi că ăla bate câmpii, du-te, frate, și vezi de treaba ta. Până la urmă, ca și partid, ai o anumită direcție. Așa, domnul Surugiu, vă aștept cu probleme. Dar eu vă mulțumesc și haideți că sunteți nerăbdători să prezentați. Mulțumesc, domnule consilier, că m-ați ascultat și încă o dată cer unitate, că asta este cel mai important. Dar vreau să demoniți, domnul primar, dar la ce să demoniți? Ce să fac? Domnul consilier, deci sunteți noastre, dați... Nu spune realitate, domnule, nu se face nimic, că la nivel de sport. Domnule, dar vă vine rândul, spuneți. De ce vroiați? Domnul consilier nu poate să pierdă idei, dar el e consecvent în... Domnule primar, domnule președinte de ședință, Sorin Ichim. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru apreciere. Într-adevăr, organizația PNL Livezi a câștigat alegerile. Este pe primul loc. Asta ce înseamnă? Pentru că s-a votat pentru referendum privind legile din România, legile justiției. Și dacă am ieșit pe primul loc, cu 6 milioane pe țară și 200.000 de voturi pentru lege, ce înseamnă la Livezi? Că livezenii noștri vor lege. Vor lege. Exact. Deci iată că toți cetățenii comunii Livezi, dacă au votat mai mult la noi și mai puțin dincolo, înseamnă că vor lege în România. PSD-ul nu vrea lege. Păi de ce se vrea lege? Că ei sunt majoritatea tixit PSD-ul de condamnați, pușcărieși. Și mai au cercetați acum. Și mai au dosare. În sfârșit, nu mă bag în amănunte. Deci, de la alegerile respective, am înțeles că livezenii vor lege. Îi felicit. Felicit și pe cei care nu și-au dat seama. Și ei vor lege, dar nu și-au dat seama. Bun. Ce am mai înțeles din acest referendum? Am înțeles că PSD-ul e pe ducă. E pe ducă. De aceea, socialiștii europeni au rupt relațiile cu PSD-iștii din țara românească, din România. Pentru că ei, practic, nu fac socialitate, cum spune partidul social, nu fac așa probleme de astea. Ei fac praf legile justiției. Să vedem acum, după alegerea noului președinte, care ce se întâmplă. Dar, având în vedere că PSD-ul este plămădit, crescut și cop de Dragnea, mânduiesc că vor lua calea legilor și nu vor fi tot împotriva lor. Pentru că toate vin de la Ion Iliescu, care au adus minerii de atâtea ori. Au adus și Dragnea. Forța împotriva protestatarilor. Este o legătură directă între 10 august 2018 și alegerile din 2019, referendum. Populația s-a răzbunat. Pentru că PSD-ul a înțeles că se poate menține la guvernare prin forța bastoanelor, a grenadelor și a tunurilor cu apă. Asta nu înseamnă social-democrație, asta înseamnă violență. Oameni buni, stimați colegi, domnilor, noi nu vrem violență niciodată. Nu ne interesează violența. Noi trebuie să ne convingem, așa cum spuneam, noi trebuie să avem unitate de vedere, prin convingere. Că au fost unele elemente în piața, pe acolo la București, când cu 10 august, au fost elemente puse special de PSD ca să spună să compromită demonstrația. Aceștia de ce nu erau reținuți? Pentru că erau puși de ei ca să compromite. Eu luam pistolul lui polițista aia. Și după aceea mințea omul că mi-a fost greu să spun că va rămâne handicapată toată viața. Și să mai plimba și ăla, generalul ăla, în haine albe, mascat, nu știu ce dracu, vreau să mă scuzați, ce vrea să spună cu costumația aia pe acolo, care dirija pe cei care băteau. Poporul român este un popor blând, dârz. Și nu trebuie să fie bătut, se poate convinge că are creier. Domnilor, problema este că noi, în Comuna Livezi, trebuie să avem grijă să respectăm legea, să învățăm pe cetățeni lege și să-i respectăm. Eu nu vreau să vă rețin mai mult, dar ce s-a întâmplat în 10 august, împotriva poporului român s-a întors. Renunță străinii la noi. Dacă se mai întâmplă așa. Și Doamne ferește, ne ia Putin. Eu am trăit sub regimul comunist. Pe mine au vrut să mă împuște când mă jucam de ascunsul prin cortul rușilor. Și pe fratele meu. Eu știu ce popor este. Expansiv. Domnule, așa sunt ei. Au luat Crimea, vor Ucraina, vor Republica Moldova politică, e cam a lor, vor România. Domnilor, eu nu vreau să am relații proaste cu rușii, relații din bună vecinătate, dar să stea în țara lor și să ne dea aurul care îl ține acolo. 95 de tone de aur are România acolo. Rușii și nici PSD-ul nu a făcut demersuri ca să aducem. Aceste îl aduce în țară acum aurul care e în garanție în Anglia. Dar de ce nu-l aduci pe ăsta care nu vă să mai recunoască? Domnilor, orice partid va veni la guvernare trebuie să aibă grijă mai întâi de rezerva de aur a României. Și de unitatea poporului român cu Republica Moldova, care este sânge românesc titorit de Ștefan cel Mare. Și dacă Ștefan cel Mare la 1407-1504 a domnit și acolo. Ori acum nu mai domnește nimeni acolo, domnește Dodon. Da, mulțumim, domnului consilier Lucu. Îi dau cuvântul domnului consilier Sorinu Ovidiu. Eu vreau să vorbesc despre alegeri, ce și cum au votat românii. Iar aici nu-i interesat în Consiliul Local, ci ne interesează problemele cetățenilor comuni. Nu ne interesează cum au votat, emoțional, cum au votat, așa au votat, s-a văzut alegerile, rezultatul alegerilor. Eu, în primul rând, o să vorbesc, prima dată se cer demisia viceprimarului, fiindcă este incompetent. La ora actuală, de cine majoritatea în Consiliul Local, este ales de către Consiliul Local. Avem cel mai mare buget, cred că din totul timpul anului care avem noi aici, bugetul care l-a pus la dispoziție, poate să facă multe lucruri în comună, dar nu vrea să facă el mai nou, nici nu mai stă la ședințele Consiliului Local, ca să mai întrebăm ce vrea să facă. Omul își ia salariul de vreo 90 de milioane, cred că nu știu câte ani, are un salariu destul de mare, doar atât. Dacă comuna asta, cetățenii comune, cred că cu această conducere putem să o ducem la capăt, nu ce la mamarul. Degeaba vorbim cum au votat, ce au făcut și ce vom face pe la Bruxelles, când la noi avem un incompetent foarte mare, nici nu mai discutăm. Nici nu stăm măcar în ședințele de Consiliul Local să ne explice ce se întâmplă în comună, de ce nu face poduri, de ce nu face gardoane, de ce nu face școlile, de ce nu face. Bani sunt. Dar mai grav e că, cu majoritatea deținută de dânsul, ne-a respins și proiectele care trebuiau făcute. Și alimentare cu apă, și centru civic, și foarte multe proiecte care le-au respins. Și am încheiat cu el că nu e aici și nu am cu cine să vorbesc. Întâmplător, și vă spun cum se vând terenul în comuna Livezi. Întâmplător, mă aflam în biroul primarului. Când domnul Busuioc Remus a venit, a intrat în biroul primarului și amenințindu-l că dacă nu-l pune sau ceva în posesie, el are o hotărâre de Consiliu Local în care nu știu ce să-i facă el, nu știu ce anumite reguli. Și l-am întrebat, ce hotărâre de Consiliu ai, unde ți-am dat noi teren? El a început să prime în toate direcțiile, care el contractul și are văzut și să pună în posesie. Și uite, deja am descoperit neregulile făcute mână-mână cu Johnny Crăciun, de un teren de 4.000 de metri la curte, deci unde s-a făcut PECO, deținut ilegal de Busuioc Remus, spunând că are o hotărâre de Consiliu Local. O hotărâre de Consiliu Local care s-a dat în numărul 25 din 27 mai 2011, unde în care trebuia să facem noi un schimb de teren cu dumnealui, el să ne ofere 6.450 de metri pătrați intravilan la Burnăcelul, iar noi să-i oferim cei 10.000 de metri pătrați teren, știm, unde a cumpărat dânsul de la Dodon, SRL, unde se făcea PECO. El nu a dus la finalizare această hotărâre, iar în 2013 am emis o altă hotărâre, numărul 38 din 28 noiembrie 2013, în care i-am vândut domnului Busuioc Remus 6.161 de metri pătrați, în urma unei evaluări, o evaluare făcută undeva la 12.322 de euro, la 54.871 lei, adică 548 de milioane de lei. Și care noi, Consiliul Local, am desemnat pe domnul Crăciun Johnny, primarul la această vreme, ca să întocmească o echipă de negociere cu domnul Busuioc Remus. Acum nu știu ce negociere a făcut, nu cunosc suma plătită decât de Remus la noi, la această instituție, dacă a obținut un preț mai mare sau a obținut chiar prețul minim a evaluării sau chiar mai puțin, nu are unde să știm că nu cunosc situația. Dacă domnul primar poate să cheme pe cineva de la caserie să întrebe ce sumă s-a întâmplat, ar fi bine ca să știm și noi. Ce mă refer aici? Domnul primar a reprezentat chiar și la notar pentru perfectarea acestor acte, Johnny Crăciun. Nu cumva este un conflict de interese. Vândând domnului Remus Busuioc, Iar domnul Remus Busuioc i-a vândut o parte a Cosetului, deci firmă deținută de primar acționar la această firmă. Nu cumva este un conflict de interes, este o mânăreală pe alții. Să-l dau, tu mi-l dai, am stabilit un preț foarte mic, foarte mic, de €1 pe metru pătrat, când atunci se vândea, cred că 10 € pe metru pătrat, sau s-a vândut tot timpul la Livezi, știm foarte bine, 1000 de euro Prăjoaia s-a vândut. Știm foarte bine că la Livezi se vândut. Și acolo se deține. Dar mai grave este că el a primit la urmă 6.000 de metri pătrați și el deține împrejmuit 10.000 de metri pătrați. Păi, cum poate să stea un teren la Instituta Comunei la dânsul? Mai ales amenințând și chiar în 2017, domnul primar poate să ne confirmă, a pus din captări. Deci lăsând comuna fără apă, spunând că era are terenul și a făcut cu Johnny Crăciun un schimb de terenuri în care i s-a dat la... Dar acolo domnul măcar nu deține acte pe acel teren. Deci omul, mână în mână cu, nu știu, dacă s-a dat, ce s-a dat, ce s-a făcut, dar e treaba dubioasă. Deci cam așa, cu semnul întrebării. Deci un teren face la schimb care, de fapt, noi am hotărât, am luat hotărârea, că nu s-a dus la îndeplinire, am dat o altă hotărâre, am dat o hotărâre pe 6.000 și el deține 10.000 de metri. Ilegal, cred că toată lumea știți, să vedeți că este împrejmuit până în era vejenar cu GAL, care el nu deține acel teren. El deține doar numai până la clădirea care vine acolo. Care ulterior o parte a vândut-o firmei patronată de Johnny Crăciun, care Johnny Crăciun a vândut mai departe la această firmă care a făcut PECO. Deci nu se vede clar cum se fac vânzările de terenul în Comuna Livezi. Deci ce trebuie să ne intereseze pe noi? Ceea ce se întâmplă în Comuna Livezi. Că nu avem școli, că nu avem niciun grup sanitar, din câte știu un grup sanitar avem o școală la Livezi. La numărul 2, școala numărul 2, în rest toate... Și Bălăneasă. Și Bălăneasă, nu, Bălăneasă. Da, așa, în restul toate le avem în curte. Nu. A mea, mai este la Scăringa, unul... Nu. Domnul sunt județe de Orășa, dacă... E bani, dacă nu știu, poate nicio problemă. Da, da. Deci singura școală, lucrurile în curte, a rămas școala Poiana. Inclusiv... Inclusiv Bălăneasă. Inclusiv Bălăneasă 2. Deci Bălăneasa în sat, sunt grupurile băgate în mână. Bălăneasa 1, așa a fost prevăzută, Prăjoaia are, Scăriga are, Livezi le-am în două. Și nici Orășa nu are, și nici Livezi nu are. Orășa și Poiana. Da, bun, haideți că e importantă... Cum am funcționat, o să funcționăm, nu punem chiar proiectul, nu avem niște... Trebuie să și facem și altceva pentru școlă, dar avem probleme cu drumul, avem cu fond, avem probleme enorme. De asta am vrut să vorbesc cu viceprimarul, că el răspunde, el este omul care ține relații cu noi, Consiliul Local, în care se reprezintă anumite situații, ce se întâmplă. Nu doar să facem politici, să ne lăudăm care și cum au votat. Ne lăudăm pe baza unor cetățeni care au votat la emoții, sau au votat cum au crezut ei și ne dăm noi laudă, deci suntem doar cu cineva. Nu, noi trebuie să facem treabă pentru Comuna Livezi. Asta am vrut să văd. Și rog cu domnul primar, dacă putea să vină cineva de la caserie să ne spună ce prețuri a luat pe acest teren. Și cum s-a făcut... Și dacă comisia aia care a desemnat-o de negocieri, cine a fost comisia și cum au negociat? Domnul președinte, v-am întrebat de Livezi. Da. E ok, deci discuția asta este importantă. Foarte importantă. Foarte importantă. Știți dumneavoastră, este împrejmuit. Știu. Știu de ce moment, la un anumit moment, am aflat și eu de aceste lucruri și s-a băgat și discuția, da? Și atunci chiar și-a spus, băi, tu pleci cu gar cu tot, pentru că nu ești țară. Aș cere, ca să nu facem lucrurile pe viteză, o să cer și la ședința următoare, o să avem loc. Acum, dacă la tine nu știi ce să durează. Cred că v-am spus un lucru care e normal să fie așa, da? Vă rog. Da, asta am spus. Bun, mulțumesc, domnul consilier. V-am promis că vă aștept ori în primărie, ori o să discutăm în... cum propuneți dumneavoastră. O să verific și eu exact cum s-a făcut. Țineți legătura cu mine? Și cu gardul închis în președinte adaptativ, dar mai gata îl ținem în 2011. Păi nu e... Nu, deci eu m-am interesat, este numai pe o laterală, deci m-am interesat de atunci, nu este împrejmuit. Și tocmai ce nu mă deranjez, dacă ar fi împrejmuit și mai... Nu, că atunci este împrejmuit tot. E în... Păi atunci ce mai vorbim? Bun, ok, Ok, deci o să continuăm cu... să cerem documente, să vedem și noi despre ce... El a pus, îi face un abuz foarte mult, mai ales a închis, o știi, a pus, vreau să le-a spus, a pus și cer la urma din actele de la. Acolo a fost, mă rog, discordii. Deci de acolo a apărut... Are el o tranzacție... Dar până la urmă, apoi interiorul este al lui interiorul? Nu este al lui. Deci nu? Nu este al lui. Deci are o parte în care domnul Busuioc este proprietar, iar o parte de pe drenuri care este, nu este proprietar, că nu-s definitivat cu vechi proprietari. Da. Eu am chemat acolo, am vrut să-l chem pe el și m-am trezit că a venit alte persoane. Acolo s-a aprins becul. Bă, frate, dar tu zici că e a tău, că ai făcut drenul. Păi și toate chestiile astea care s-au făcut, s-au făcut datorită faptului fostului primar. Nu, ascultați un pic. Eu nu sunt avocatul nimănui. Nu vreau să fiu avocat nici de o parte, nici de alta. Mă interesează această problemă, pentru că este problema comunității. Și pe mine ca și persoană, ca și persoană al cetățean al comunității, dar mai mult decât atât, aflându-mă într-o funcție și apărând interesul comunității noastre și a bunurilor din asta, eu am plecat dintr-un moment, aș vorbi cu persoana respectivă, că întreabă de ce ai făcut abuzul. În afară de asta, acolo este o lucrare de interes public, i-am spus, domnul Busuioc, eu nu cu Sorin Ichim, tu o să ai o problemă. Tu o să ai o problemă cu această instituție. Acolo este o investiție făcută și investiții făcută ca la carte, cu proiect, cu diriginții de șantier, s-a lucrat pe terenul ăla. Până în momentul de față, nu a cerut nimeni să oprească lucrările. I-a spus, de ce nu? Ai venit atunci când a pus cupa. Pof, stai că eu sunt proprietate. Mai mult decât atât m-am trezit cu persoane care, într-adevăr, au titlul de proprietate, e vorba de varară. Așa să primă închidând apa cetățenii comunii și așa să bun. Acolo s-a clarificat de atunci, s-a scos, deci e vorba de 2018, s-a scos acele dopuri băgate în drenuri. Din momentul ăla când am ajuns acolo, iar în continuare a apărut discuția asta cu tine și am vrut să văd cum de poate deține fără să ducă în bază care e hotărât de Consiliul Comunei. Da, zic că el avea hotărât numărul 25 în care trebuia, el asta o arătă, dar asta este anulat. Anulat hotărât numărul 38, 21 noiembrie 2013, asta este anulată, el o folosește pe asta. Uite că dar unii schimbă terenul, el n-a perfectat această hotărâre. Noi mai am anulat-o, uitați, la punctul 5, cu data emiterii acestei hotărâri, încercați efectarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Livezi numărul 25 din 27/5/2011, privind aprobarea unui schimb de teren între Consiliul Local și Comuna Livezi, județul Bacău, SC 03 Junior Companii SRL Livezi. Deci s-a încetat, noi am încetat hotărârea în 2013, numărul 38. Din 28 noiembrie, deci noi am anulat, el o folosește pe asta drept, unde că eu am făcut schimb cu primăria și dat Consiliul Local. Ai zero. Asta nu mai este anulat. Ai nu. Deci nu există niciun document care să le pună unui primasă. Dar mai grav este că noi am auzit care contract făcut în drept. E făcut de primaș către el în care s-a aprobat. Și s-a aprobat și înțeleg. Nu vreau să comentez pentru că... Instituția și-a făcut de la civic. Dar trebuie persoane... Domnul Soluciu, dar nu știi foarte bine că noi l-am delegat Johnny Crăciun. Exact asta am spus. Să ne prezinte. Să vândă un teren care îl ajută. Domnul Slugiu, terenul respectiv nu a fost unui PECO la unul respectiv, a fost terenul lui Busuioc. Nu a fost niciodată terenul lui. Așa, nu l-a schimbat ceva. Nu a fost niciodată terenul lui. A fost terenul nostru, a instituției. Nu a aprobat să vândă, să nu decați nici cu Busuioc în ședință. Păi i-au umblat numai cu vrăjeri, numai cu șmecherii. Se gânde că a venit o sumă de bani, a venit cu 60.000 de lei, ceva de genul. Nu, 540.000 de lei. Am și hotărârea care prețul pornea de acolo. Urmați că atunci mai fac ca asta. Eu nu știu pe asta nu întreba. Domnul Slugiu, păi nu, că a făcut nu. Înseamnă că omul ăsta... Deci, hai să tragem un bilinga și vă spun ceea ce știu eu. Vorbim de subiectul, dar automat dacă s-a făcut acte între alții, normal că avea acte. Domnul Busuioc, la momentul când a vândut, au fost acte. Au fost acte, așa este. În care? Deci, în momentul când a vândut la PECO... Da. Nu, vă spune ce a făcut. A vândut imobilul. Deci, un an asta. Remul Busuioc deține la plăciunul sus pe deal, deține terenul acela. N-are niciun lucru. Dar nu, vorbim, nu, domnul Consiliu. Dar ce? Terenul care a fost vândut spre Octano, sau cine-i PECO acolo, nici nu știu. Deci, acolo... Oamenii care au cumpărat pentru PECO, firma respectivă Octano, au cumpărat normal cu acte. Au cumpărat de la COSET, nici de la Remus. Diferență. Asta vreau să vă spun. I s-a dat la COSET. Remus i-a făcut la COSET. Și el și domnul Remus. Păi au făcut, s-au făcut tranzacția. Se dau țeturile, nu-i mie la fel. Au fost înțelegere între ei. Da, asta nu știu, dar se vede clar. Și după aia promețindu-i lui domnul Remus să ții tot terenul ăla. Și asta putea. Odată ce ține omul în cheia. L-a dat pe vorbe el. Și ăla i-a dat pe vorbe. L-a dat pe vorbe și a luat și banii. Păi nu știu ce, asta nu poți să vorbești. Nu poți să vorbești, da? Da, da, da. Nu știu. Nu poți să vorbești. Dar asta nu poți să vorbești. Dar eu mă rău. Deci eu mă rău e balarea de 5-4 ani. Dar cum vă crezi? Nu știu ce am dat. A luat că... Busuioc. Care a luat că este reflector. Da. Dar e direct am este de imobil. Domnul consilier Ghineț, haideți să avem o discuție din asta cu documente în față și eu zic că e cel mai bine, nu trebuie să... Dacă ne dăm cu părerea, nu e util. Da. Domnul Surugiu a terminat. Domnul Dan Costa. Aș face doar o auzie la discuția cu așa spune felul următor, că au trecut 2-3 ani zile de când Johnny nu mai este în funcție și încă apar probleme create de dânsul. Da. Și acum mă transfer în politici spun următor. Consiliul Local este ales politic aici. Două cuvinte vreau să spun. Poate oamenii, la ultimele alegeri, acum fie el și europarlamentare, au înțeles că la nivel de comună, șeful de fiecare dată duce strătul ăsta politic. Bun. Au înțeles oamenii trebuie acum că la nivel s-au întâmplat atâtea lucruri nelegale, încât să înțeleagă de fapt conducerea, făcând abstracții, să de tine acum. A fost o conducere zero. O conducere care și-a bătut joc din comună. Am avut un primar, care nu se mai spune, care, din momentul când a pășit în primărie, n-a urmărit decât interesele sale personale. Și mă adresez cetățenilor din comuna Livezi. Votăm oameni pentru comună. Nu votăm oameni care să-și însușească, să-și... Poate bunul comună e. Da. Păi, bun. Și CAP-ul a fost de ce vei tot deținut el. Dar mă mai spun oameni, e deținut prin proiectul GAL în care comuna noastră suntem participat. Am deblocat și o sumă de bani, de 100 de milioane. Iar ce credeți proiectul a obținut tot de Johnny Crăciun, de 70.000 de euro de peleți? Ce credeți? Comuna nu este nimic, nu are nicio problemă. Deci n-am lucrat, comuna a lucrat tot numai pentru domnul Johnny Crăciun. Absolut. Ca să-mi continui cuvântul și spun în felul următor, că deși a fost o campanie electorală în care televizorul și-a făcut datoria, cred că dânsul și cu viceprimarul au fost singuri care au făcut într-adevăr campanie. Dar faptul că după alegerile europarlamentare, PSD-ul, prin conducere, nu prin oameni, oamenii au ce vină care au votat PSD-ul, prin conducere au pierdut procente la LPS, nu înseamnă că au câștigat noi PNL-ul, dar înseamnă că au câștigat oamenii. Oamenii și-au dat seama că la conducerea comunei și oriunde avem nevoie de oameni credibili, nu de lichele de astea care urmăresc doar interesele personale. Păi, uite, dar pe coacă să geamă aici. Ăsta ești faptul, mă repet, că acest viceprimar, care el nu știe ce înseamnă viceprimar, nu se regăsește în ședințele de Consiliul Local, este o brăzăcie și o lipsă de responsabilitate, de răspundere. Eu sunt convins că băiatul ăsta nu e conștient de funcția care o ocupă. Dar nu știi cum. Mai departe. Da. E șofer. Domnul Sorin, domnul primar, domnule, aceleași discuții le avem de fiecare dată. Mai cu seamă vara și iarna când sunt sărbători de iarnă. Nu avem apă, domnule. Domnule, ce se întâmplă, domnule, cu apa asta? Noi nu avem apă la Livezi deloc. De ce nu avem apă absolut deloc? Ce se întâmplă cu apa la Livezi? Și până am dat dumneavoastră răspunsul, aș vrea să vă spun două cuvinte. Chiar dacă elector, cum spun eu, politic vorbind, pierd. Luați-a cu Johnny Crăciun de mână domnul primar în funcție acum. Meriți la acele gospodării care s-au legat la instalația de apă fără să plătească. Sunt oameni care ud în grădină, ud de tot felul de hreșteie sau solarii, fără să plătească apa, domnule. De asta nu avem apă. Stați ca să-mi termin cuvântul. În afară de faptul că mă aveți niște hreșteie pe care, dar nu, Dumnezeu dat apă și ar fi apă. Nu asta ar fi problema. Încercați să spargeți acest bucoi cu apa. Pentru că sunt oameni care udă din momentul ce vin prima picătură și până la ultima picătură. De asta nu avem apă. Pentru că nu spune, apă este în pământ. Pământul are apă, numai că nu ajunge la noi, la populație. Este o mare problemă cu apa. Noi nu avem apă la Livezi deloc. Îl începem la bloc aici. Și ar mai avea o propunere, deși noi am votat la Consiliul Local. Domnule, pentru 10-15 tone de apă lunar, haideți să stabilim, am stabilit un preț de 4.500 de lei. Domnule primar, la următoarea ședință. Doamne, printr-o hotărâre de Consiliul Local, cel care consumă mai mult de 5 tone de apă pe zi, să plătească 150 de lei. Mai mult de 5 tone, să plătească la fiecare tonă de apă 15 lei de lei. Și nu o să mai convine să vând atunci. Haideți să încercăm să facem treaba asta, să rezolvăm această problemă cu apa. Că dacă... Nu, mai mult, dar consum, că la casă ușor. Se consumă în jur de 10, la 5 de lei se consumă. Dar oricum, pompele bagă mult mai multă apă decât s-ar consuma la popoază dacă s-ar cont de felul cum consumă în general apă. Dar sunt gospodării comunale care primesc apă fără să fie monitorizați, fără să știu sigur treaba. Și la Bălăneasă, și la Livezi, și în altă parte. Și asta nici nu numai Johnny Crăciun. Și atunci ar trebui să fac București odată pe zonă. Ca altfel, voi vine cu consumul local și voi da lumii, să știți. De oameni care consumă apă fără să plătească deloc. Nici apometul. Nici măcar apometul nu. Care consumă apă fără să plătească. Dau nume de acolo. Ca să înțelegeți dumneavoastră că în toată nebunia asta din primăria Livezi, acest individ, care nu se mai dau nume de acum acolo, nu a făcut decât prostii. Pentru el atât. Cu privirea populației, dacă nu luați măsuri, dau nume. Nu mă mai interesează câteva familii. Nu mă interesează. Trebuie rezolvat problema apei. Oamenii super că nu avem apă. Păi noi în vară, când avem nevoie să avem apă, nu avem apă. Iara la Crăciun nu avem apă. Atunci nu trebuie nici nu-ți dau apă. Sau o facem special ca să înțeleagă. Sau o facem special domnul Sorin ca să arate la lume cât de bun a fost el și cât de rău e acum că nu mai este el. Poate asta trebuie să spunem ăsta. Acest accident politic. Și nu cred că PSD-ul de la Bacău e mândru de un individ de genul ăsta, așa? Care încă mai păstrăm în primărie prin bani mulți și care ne-a făcut decât rău aceste comunități. Bun, domnul Costac. Ok, un subiect care pe toți cred că ne interesează mai mult decât pe mine. Deci vreau să vă aduc la cunoștință că anul trecut, în urma controlelor efectuate de mine, 200 de apometri. 200 de apometri s-a băgat pe acte. Uite, domnul consilier, dar și totuși mai e de lucru. Într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră? Am constatat și nu am putut să le demonstrez 100%, dar consider că s-au făcut branșări ilegale. Cum? S-au făcut branșări ilegale. Haideți să vă spun o chestie. Am călcat terenul ăsta și mă interesează, mă trezesc noaptea prin somn și ghisez apă. Credeți-mă ce vă spun. Deci îmi sună telefon și eu răspund la telefon. Pe Facebook, și uite, suntem filmați și lumea știe care mă sună. Ascultați un pic. Este foarte greu de dus la îndeplinire. Deci, într-un sistem de alimentare cu apă, dacă vrei să-l pui la punct și să-l ai tot timpul la punct, și așa apar discuții, că am discutat cu oameni care stăpânesc, oameni care, într-adevăr, le-au pus la punct. Bă, mai apare, ca și la curent. Vă spun un lucru. Mai apar care iau curaj să mai agăță pe undeva. Dar, ținând aproape și având lucrurile puse. Știi ce se întâmplă? Nu am făcute căminele la limita proprietății. Eu am căminul, domnul, am găsit căminul la jumătate o grăză, în colțul căsei. Păi el până la căminul ilegat, chiar dacă mi-a arătat prometru, domnul, ce fac, mă apuc de să fac? Ce să fac eu, un om sănătos și un care vreau să pun sistemul ăsta la punct? Că și eu am nevoie de apă și toată lumea nevoie de apă. Dar cum pot să fac? Trebuie închis. Vă spun așa și vă asigur că ce vă spun, închis sistemul și luat casă cu casă și făcut din nou. Păi așa trebuie domnul primar, așa trebuie domnul primar. Deci altfel nu o scoate la casă. Mai mult decât atât. Asta nu se spune de fapt. Mai departe. Vă iau cuvântul la mare 2.000. Domnule, câți sunt 200 de abonați la apă, da? Din abonetul 2 milioane și mai 3. Înseamnă 240 milioane. Vă dau o idee, domnul primar. Câtă redevență primește primăria de la Islas? În jur de 35 milioane. Cu jumătate din bani ăștia putea pune apometri la toată lumea. Și toată lumea să plătească și să fie mulțumită. Nu, consilier. Pentru că pentru asta primăria îi încasează bani. Vă rog, vă rog. Vă rog. Dumneavoastră vorbesc din calitate de consilier. Da. Eu vorbesc din calitate de administrator. Banii ăștia, e simplu așa văzut, zici că vin la găleată, nu poți să-i duci exact pe toți, asta vreau să vă spun și trebuie să înțelegem lucrurile astea. Da, într-adevăr, primesc redevența. Nu pot să fac din nou, mă duc naibii cu la balamuc, din chestia de a face bine, deci trebuie să găsim soluții să schimbăm, pentru că, de ce vă spun? O parte, deci apometrele, domnul consilier, au fost băgate odată. Eu nu pot să mai cumpăr, că ar părea este, nu știu ce, când vinea la suită, dar ce o apometre? Ai avut o... Bun, și așa este normal. Ele trebuie să existe în momentul când un apometru Îl găsesc spart, sau vine cineva și îmi face sesizare. Domnul primar mi s-o spart apometru, vă rog, trimiteți comisia. A ajuns comisia acolo. Apometrul respectiv trebuie dus la evaluare. Se merge la metrologie, să spună de ce s-o spart. El spune, toată lumea spune, domnule, o căzu, o înghețată. Eu am găsit apometri sparte cu sticla înăuntru. Când îngheață, domnule, se umflă. Geamul, când îl spargi din interior, nu strică sticla înăuntru. Bun. Lucrurile astea trebuie să luate de la capăt și vă spun, puse, nu pot să cumpăr apometru, pentru că apometru e a omului. Ce fac? Mă duc eu să-i cumpăr apometru, el trebuie să vină, îl are bun și este verificat și este cu sigilul, nu are rost să schimbe apometru, că nu toată lumea, ascultați ce vă spun, nu toată lumea din Livezi să-ți l-a furat. Deci nu toată lumea, nu toată lumea. Sunt câțiva, sau nu sunt, nu merge, dar trebuie pus, nu trebuie să acuzăm de furi. Noi trebuie să ne facem treaba, trebuia făcută deodată. Ce înseamnă să iau eu acum 800 de locuințe, luate pas cu pas și le-am luat, că le verific, domnul secretar știe, le verific și le citesc apometri, atunci și văd dacă e apometru acolo la locul lui sau nu știu ce. Dar e vorba de limita proprietății. Eu degeaba îi pun apometru și el cumpăr mău și el s-o înțăpa la jumatea grădinii, domnul Dar, și-a făcut manevra și... Nu știi dacă are, păi, dar domnul primar, ce l-a înțepat acolo? Tot fostul de la ei, nu avea să merg la mine. Dar eu v-am spus că sunt un... De-asta spun că trebuie luat de instalație de la cap la pot, să rezolva toată problemă. Asta ar trebui, asta ar trebui. Dacă nu faceți treaba asta, o să ne treacă încă 20 de ani de zile și aceleași descripții va face ecuațiunilor casă. Cineva trebuie să rezolvă problema, să știți. Credeți că dumneavoastră că în mine nu găsiți un om din credere și dumneavoastră... Ați văzut, am desfăcut zone unde au fost, am găsit... Eu m-am găsit că țineau ocupat domeniul public cu haraj cu aia și nu putea să treacă oameni peste eu. M-am luat cu ei și am desfăcut, am dat garduri înapoi. Mai sunt de făcut, vin construiesc apa cu așa. Toate problemele astea vin aici. Credeți-mă că îmi dau tot interesul și dacă mai veniți și mai stați, uite cum am consilier care vede, îmi sună deci dimineața și până seara plus, de asta, cum stăm numai pe acum primar? Un primar trebuie să plece, să ducă la Bacău, trebuie să ai un proiect de la cap. Da, apa este un lucru prioritar, dar vă spun că dacă l-ai făcut și l-ai dat la chei, nu ai avea treabă și ne-am spus, nici nu trebuie suplimentat, credeți-vă ce mă spun. Am făcut probe cu apa. Cu apa care este ne-ar ajunge dacă toată lumea ar lua și n-ar risipi apa. Aici voi și fac apel la populație să nu-i corect să uzi tu poromul că am zone, de exemplu, Prăjoaia. Și Bălăneasă ați primit care iau apă și acolo e tot timpul, să opresc pompele și 2 zile iau apă. O ținic și udă. Și ăla săraci n-au cum nimic. Adică noi trebuie să fim. Au apometri. Am oprit eu personal, domnul. Și m-am dus. Dumneavoastră stabiliți. Păi vedeți, trebuie luat o hotărâre în Consiliul Local, punem prețul, votăm și... Da, dar plătești, de ce v-am zis? Am gândit și varianta asta și e bună, cum a spus dumneavoastră, mărim prețurile. Dar ăla care are băgat aia artizanală, ăla tot nu plătește. Și ăla consumul cel mai mult și ăla stropește. Dar ce credeți dumneavoastră că un om care el plătește, îi plătește apa, o după orul, domnul... Dar el are apometru, dar de desubt eu nu știu ce este. Pentru că aia trebuie făcut sistemul de alimentare cu apă și trebuie oameni care sunt făcut de așa ceva. Făcut câteva persoane, asta se facă, dimineața până seara. Trebuie făcut. Nu poate să... Să nu că să beneficii fiecare gospodări să rezolvă problema apei, că dăm peste 20 de familii care își bate în joc de apă, dar rezolvă problema comunității lor. Puneți-i doar la treabă, dacă tot ia bani. Vă rog. Mergem de mâna amândoi, dăm drumul la sistem, amândoi, luăm, facem comisii din Consiliul Local. Închide toți apa și eu vă spun că ureva sunt curge și sunt care udă. Nu aici, noi trebuie să aducem, să aducem la limită de proprietate și de acolo să plecăm. Fiecare știm, băi, am făcut un sat, l-am terminat. Faceți treaba asta, domnule. Trebuie făcută. Altfel nu este util. Da. Mulțumesc, domnul consilier, cred că v-am lăsat să... Următorul... Domnul Busuioc, va veni rândul la... Da. Candidat de președinte al Partidului Național Liberal, eu chiar am fost mulțumit de alegerile care s-au dus la bun sfârșit. Și mulțumesc tuturor cetățenilor Comunei Livezi că după 29 de ani, am câștigat și noi la Livezi. S-au luminat. Și mai sunt și alte variante, nu numai PSD-ul cum a fost înainte, mai sunt și alte variante. dar și colegilor care ne-au susținut în alegerile respective și cetățenii. Da. Da, corect. Ei, da, au fost din două tururi. Da, da, așa este, așa e. Când a fost, da. Da, așa este, cum ziceți dumneavoastră, da, am mai câștigat. Da. Asta avea și știu să voteze. Știu să voteze. Sau a fost mulțumit pentru toate rezultatele. Mulțumesc tuturor care au evitat. Și în al doilea rând vreau să zic să nu ne mai certăm și numai să facem un pic de treabă, să badu la cunoștință problemele, că de asta sunt în consiliere locale. Să găsim soluții, să nu ne mai criticăm unii pe alții, că noi am avut multe soluții și mulți dintre consilieri am făcut mai multe proiecte, sau mai respins, sau nu contează asta. Dar de acum încolo aș dori ca să ne gândim doar la interesul cetățeanului. Și în problema cu domnul Remus, am auzit de la domnul Strugiu, dar eram în timpul respectiv, eram cu toți și știm că am votat această... L-am delegat pe domnul Crăciun Johnny. Da, toți am fost de acord. L-am delegat pe domnul Crăciun Johnny. Ce a făcut domnul Crăciun Johnny? Este treaba lui, strict treaba lui. Nu este, nu este. Nu treaba lui, treaba noastră, fiind de legal, eu de fapt am dat 6.000 și eu țin 10.000. Așa este. S-au făcut mânării, s-au dat. Ar trebui făcut o comisie, o anchetă și să ne explice și nouă cum s-a făcut tranzacțiile respective. Doar atâta. Și respectiv, vreau, domnul primar, vreau să-l puneți un pic pe domnul viceprimar la treabă, un pic cu drumurile, un pic de apă, atribuțiile domnului, domnului. El are dispoziție, domnul secretar, are dispoziție domnul viceprimar? Nu, eu știu din asta. Înseamnă că îi dau bani, dacă ia bani. Dar cine trebuie să dispoziția? E decizii politică. Domnul primar, de ce nu dai dispoziție? Domnul primar, când consideră dumnealui, și se stabilește. Dacă domnul primar... Dacă dă dispoziție, e ca banii, omul ăla, și nu dă la ședință, dacă dă dispoziție. Ce nu dă dispoziție? E dreptul dumneavoastră faci treaba. Dar mă rog, spuneți, de ce nu dă dispoziție? Trebuie să ceri domnul primar, să iei unul dispoziție. Eu nu există banii. Pentru că... Eu m-a spus superior. Da, spuneți. Eu mi-am făcut treaba foarte spus. Dar domnul, așa s-a luat. Nu așa s-a luat, nu așa s-a luat. Domnul, domnilor consilieri, nu este... Deci ca să-i dai dispoziții la un om, și vă spun aici, iar cu responsabilitate, înseamnă că îl îngrădezi nici trebuie. El nu are nici... Deci viceprimarul actual nu are îngrădit nimic. Îi dau dispoziții cu X, Y, Z și nu-i bagi acolo. Nu într-o dispoziție. Viceprimarul nu subornează la primarului, dacă îi merge în plus. Dar el, la dată ce ales viceprimarul, trebuie să a dispoziții și nici trebuie să facă. Este conducătorul a unei comuni, domnule. Cum adică tu vii la serviciu să-ți dea cineva de treabă? El deține funcție de conducere. El trebuie să conducă. El trebuie să conducă, nu să fie condus. Atunci trebuie să fie la șofer. El trebuie să conducă, nu să fie condus. Asta este viceprimar. Asta nu mai e viceprimar, primar. Să ne conducă. Dar dacă toate atribuțiile îi duce domnul primar, ce rost, domnul primar, dacă se descurcă domnul Sorin acum cu toate atribuțiile, ce rost mare? Ce rost mare? El trebuie să-și facă treaba, ca viceprimar, să conducă. Ce rost mare și viceprimarul? Păi stați un pic, nu poți să te vezi la subiect, domnul primar. Domnul primar, o secundă. Domnule, primarul, de asta ai ales primar și asumă responsabilități, domnule, dumneavoastră trebuie să asiguri responsabilități dacă vrei să faci treaba. Altfel ai să o lăiești așa, încă nu știu cât ai să mai fie. Domnule, dar de ce nu dai atribuțiunul unul ăsta? Este treaba dumitale. Dumitale ești cel care îi dai atribuțiunul viceprimarului. Eu aveam dispoziție. Și mai are o colaborare. Păi de acum, ce să înțeleg de aici? Vă spun un pic. Eu aveam dispoziție să păzăși câinii din comunul. Eu nu înțeleg nimic de toată nebunia asta. Am avut dosare penaltă cu câinii. I-am dus pe ea, nu rezolva problemele. Domnul Sorin, domnul Sorin, eu aș fi de acolo. Băi, dar eu eram acolo. Vreau să vă zic un singur lucru, domnul Sorin. Dați escavatorul, mașina primăriei, lopată, ce-i dați dumneavoastră? Măcar să îndrepte un pic drumurile. Doar atât. Să facă și el treabă, măcar atâta. Acum a plecat de aici de la noi. Viceprimarul nu face treabă cu lopata. Dar de ce? El face treabă să conducă. Dacă el nu se pricepe, că nu se pricepe. Dar dacă nu se pricepe, omul, mă? Vorbim și șofer. Nu suntem obligați să ținem noi prin incompetent aici. Dar ia foarte mulți bani, mă. Evităm să alegem un om competent pentru comună. Nu este rușine va fi primii oameni. Domnul Sorin, un pic, domnul Sorin, un pic, domnul Lungu, un pic, domnul Sorin. Știți, a fost apa, așa cum Bălăneasă la deal. Trimite-l un excavator. Bravo, înțeleg. Și trimite-l pe el, ca să-l vadă oamenii. Da, da, da. Domnul președinte, vă rog să-mi permiteți să referitor la ce au discutat colegii. Toți au dreptate. Vedeți ce greu este să fiți primar la Comuna Livezi? Este foarte greu. Pentru că moșteniți încurcături vechi, cum e cu Remus, cu PECO, cum e cu apa, cum e cu apometele, e foarte greu. Mai ales în condiții în care dumneavoastră lucrați singur în primărie. N-aveți viceprimar. Propun demiterea domnului viceprimar, că Consiliul Local l-a pus, Consiliul Local poate să-l înlocuiască cu o persoană care să fie ales activ, încât primarul să aibă un real ajutor din partea viceprimarului. Pe mine... Domnul Sorin, dar apa când... Deci, momentan avem AS, rețeaua, aseară de la Fulge sau de la Bălăneasă, zona aia, deci unii sunt pompele și casele aia este opritea. Deci când remediază problema electrică, îți anunțați la deranjamente. Acum, ce vreau să vă spun? Am emoții, Doamne ferește, nu se fi întâmplat ceva cu pompele. Știți că în urma unui pompele fiind suportea spune... Deci, primăria Livezi, merge ca o căruță înfrânată. De cine domnule înfrânată? Exact, de consilierul primarului. Personal. Nu consilierește. Bun. Doi. Iar viceprimarul, care nu că-i băiat rău, nu se pricepe, domnule. Domnule, nu-i băiat rău. Dar nu este competent. El este șofer. Simplu șofer. Simplu. Și nu are, cum să vă spun, nu că-i rău, am mai spus-o. Nu se pricepe. Dumneavoastră, domnule primar, trebuie să facem de așa natură, să puneți un viceprimar care să tragă la jur, nu numai la salar. Iar în privința apometrilor, domnul Sorugiu, în privința apei apometrilor, s-a făcut șmecherii. Fostul viceprimar, îl lasă acolo unde este, a facilitat rude, prieteni, și mai știu eu ce. Bun. Soluția ar fi foarte simplă, domnul primar. Acei băieți care vin și citește apometrile, să facă listă la fiecare care nu are apometri. Bun! Și dacă nu are apometru, dați-mi voi, dacă nu are apometru, nu-i tăiem apa. Stabilim prin Consiliul Local o taxă paloșată la început de an de 10 milioane de lei noi, care ar fi 100 de milioane, să vedem dacă e convine. Și după aceea vine imediat să spunem, hai să punem apometri ca să nu mai dau așa de mult. Asta este soluția cea mai simplă. Mulțumesc, domnul Sorin. Nu suntem în timpul comunism, sunt grădini oameni. În lumea 90, în 89 și la Revoluție au câștigat libertatea. Nu putem să-i condiționăm, trebuie să găsim soluții, să facem o altă captare. Omul poate să consume și să ude, fiindcă de asta omul îi dai apă. Nu poți să... Ce facem? Mai ducem la cotă, cu ulei, cu 100 de grade. Domnul Sorugiu, și în privința domnului Ichim, în privința domnului viceprimar, eu v-am înțeles foarte bine pe dumneavoastră. Omul nu poate să conducă și nu i-ați delegat atribuții ca să poată. Din domnul viceprimar. Dar dacă omul nu discurcă, omul a făcut ce trebuie. Domnul Sorin Ichim a făcut toate... Vă felicit pentru treaba asta, că nu v-am felicit niciodată, dar pentru că nu i-ați delegat atribuții... Dar nu mă, dar ce se iubie, mă, că eu nu știți? Gata, am înțeles. Omul nu se discurcă. Dar ce se iubie? Gata, așa este. Mă gândeam și eu. Ca drept dovadă lipsa apei și la locuința mea din centrul Livezi, are dreptate domnul Costa, așa, într-un an de zile am putut și eu beneficia de 10 metri cub la două persoane. 10 metri cub. A venit domnul Ienenicu, domnul a consumat într-un an, era și domnul Coacă. Amândoi, ați trimis pe teren. Domnule, de acum numai 10 metri cubi într-un an, două persoane. Păi dacă nu vine apă, domnule, eu ce fac? Am consumat poate și 60-70 de metri cubi, dar aduc apa, o transport cu mașina de la izvorul de la Ciortea. Și pentru bucătării, și pentru... Deci, domnule, 10 metri cub pentru... într-un an de zile, asta dovedește într-adevăr că nu vine apă în centrul Livezi. Mai ales la bloc sau la care stă mai sus, nici nu vine niciodată. Dar nici la dumneavoastră în Scăringa, domnule primar. Ajunge apa doar zi de sărbătoare când ajunge. Rar și rar. Și atunci vine sau nu vine. Și când vine... Și când vine, când vine puțină apă în Scăriga Poiana, vine aia care o sta pe țeavă clocită pe undeva, că nu a putut să o împingă. Vine apă contaminată. Domnul Surgiu, aș vrea ca domnul primar să facă o comisie, chiar să punem la, să ducem la Buzbrăș și problema lui Remus, lui Busuioc. Nu, o duci de la sine că s-o duc. Domnul Sorin, hai să vedem ce s-a întâmplat până la urmă, e terenul nostru, e terenul primăriei. Pompile sau ce aveți dumneavoastră, asta la, cum se cheamă? Investiția ai făcut acolo. Domnul Surugiu, poate nu este divină domnul Remus Busuioc. Este păcălit. Este păcălit domnul Remus. Hai să scoatem, să ducem la bun sfârșit și problema asta. Că până la urmă nu trebuie să păgubim noi omul. Înțeleg, doar să ducem la bun sfârșit. Dar nu trebuie să păgubim omul, că nu are teren, nu nici mea nu are. Da, dar noi am aprobat, s-a discutat destul de clar. Deținând omul imobilul care l-are și acum. Da. Nu mai e, nu cu domnului. Imobilul vechi. Nu are nimic ca el. Nimic nu are nimic. Dar ședința, când s-a aprobat darea terenului, noi de până prezentim, domnule, dacă eu am imobilul, ca să fac ceva în jur, trebuie și terenul, nu? Noi de până credință, dă-i unul și terenul. Ca să au document, domnule. Imânării. Acum e terenul. Dar acum Costac ești că la terenul este lui. Deci de 15 o parte este la terenul. Da. Și o parte eu rămas în urmă. Deci cum a fost pus în urmă? Eu știu că a fost dat la o societate. Cine s-a făcut? Nu este. Dar ascultați, domnul consilier. Dar acum ați zis, hai să facem o comisie cum am stabilit. Facem o comisie, măsurăm, batem cărul până aici și cum. Vreau că nu te privesc să mă. Acum noi nu trebuie să ne batem joc și de omul ăsta, știți? Nu trebuie să ne batem. Până la urmă, a fost de bună credință, băi. Și dacă e a lui acolo sau nu e a lui acolo. Noi ne folosim? Domnul Zion, acum de-a testat din necesitatea lui. Cum le zici că eu, domnul Remus, cu Zion, dacă a făcut un romană, să știi. Nu, domnul Remus Busuioc a fost la noi în ședință, domnule. Domnul Remus Busuioc a cerut doar să facă vânzarea și cumpărarea terenului respectiv. Noi am fost de acord cu el, că el ne-a dat o sumă de bani către Consiliul Local, către primărie. Ce-au făcut domnul ăsta, Johnny, și ce-au vrut, nu știm noi. Doar noi l-am delegat cu domnul Johnny Crăciun. Înseamnă problema a plecat de la între Johnny? Da, dar tu mâine poi nu te duci să poți să te duci să-i dărâm la om. Păi o face foarte bună. Nici cu Busuioc nu-și vei trebuie Busuioc. Trebuie să-i Busuioc. Ce primări eu nu-i trebuie? Acum ar trebui să... S-a văzut până la alții, dar fără să-i trebuie lui. Domnul Rar, dacă toți suntem la vedere, să bunul domeniu mai... Cine mai face afaceri pe el? Da, noi trebuie să-mi bună pe el. Eu întră. Merge? Funcționează? Merge? Da, l-ați reparat? S-a reparat? L-am cerut, dar meseriași văd că nu. Ia pe Johnny, nu știu ce. Am cu idei bun, chiar n-am. Dar nu mai voi să mai conduci așa ceva, nu te-l permit. Hai, nu! Asta nu știu. Mai atestat din ăla. Nu, ce? Trebuie atestat pentru asta. Nu, și ce la fel? Da. Da. Hai să dăm doamne consiliere Cărcuță. Cărcuță. Da, am luat un punct. Vă rog să aduceți din nou la cunoștință când încep din nou lucrările în satul Prăjoaia a străzilor. Când reîncep lucrările, da, a străzilor. Pentru că lumea este foarte interesantă. Și noi fiind 2-3 consilieri, care cu nivelul ne oprește, nu? Și îi spune, da, bine, da, stăm să nu se mai termină. Da, da, ce să spun pe ăsta la veanșul. Lumea este foarte interesantă. Da. Deci de acolo începe curarea de tine. Deci săptămâna viitoare o să vină la lucru. Mă refer pe continuarea la rigole. PNDL-1, da? Deci, ordine de începere am dat cu data de 1 iulie. Deci săptămâna viitoare. Ok. Încă ceva. Aș vrea să știu. Pentru că lumea întreabă. Se fac și capetele străzilor? Hai, ia-l proiect. PNDL-2. Deci, mă, dar stați un pic. Capetele străzilor, ca să ne înțelegem. La Prăjoaia. Deci să ieșim în da. Hai, ia-l proiect. Sperăm că... Da. Deci s-a licitat, deja e... Acolo e o bună linie. De la 1 iulie, reîncep lucrările. Da. Podeți că le-au făcut din mandatul Johnny Crăciun le-au făcut. Podeți s-au lăsat bani din Consiliul. Da, s-au lăsat tot. Dar e bani am făcut la noi. Ok. Deci doamna Tărcuță, atât, da? Da, atât. Că am zis. Mai sunt tuburile pe acolo? Tuburile, nu știu ce tuburile. Mai sunt nimeni, nu? Nu, e domnul Ghineță, Claudiu. Mai puțin nu fac. Corect. Într-adevăr, în alte comuni, Heleciu, ca și exemplu, să fac, să asfaltează, să betonează, centru civic, să pavează. Ba mai mult e chiar la depozitul de apă, la Dilene acolo. Dom'le, forează, dom'le. N-are o apă, dar forează, dom'le, caută apă. Vor să rezolvă o situație. Mai e o problemă. Dom'le, nu sunt bani. Dom'le, nu sunt bani. Dar problema asta este că sunt bani. Păi noi ai depus proiect, domnule, din centru civic. Unii proiect. Noi am aprobat. Nu s-a aprobat. Interesat după ce au făcut ei... Domnule, că mai spune... Dar lasă mai! Nu s-a făcut la urmă, dar nu s-a făcut la urmă. Dar nu este Johnny Crăciun aici. Viceprimar, Sorin n-are majoritate. Apa, măi, domnule. Domnule, ați obiți să-i răspund eu la... Ca să înțeleagă, atâta timp cât sunt Johnny Crăciun și cu viceprimarul Gabi Coaca au majoritate. Niciodată nu pot să fac decât lui el. Că nu-i lăsat, domnule, să-mi dălea pentru lumea ce vrea cu un pricep. Eu nu pot să facă nimic. Fără aprobarea Consiliului Local. Și dacă mai dau un... Păi mâine a cerut demisia lui domnul consilier personal al lui Johnny, al lui Sorin Ichim. Mâine, dacă ceri demisia, Sorin nu mai este primar. Știți treaba? Știți că eu am spus multe. Eu nu vreau să mă spun aici. Noi majoritatea e legătură mare. Eu nu mai spun aici. Sorine, acum știu oamenii mai puțin de minte, nu gândesc. Eu am întâlnit la majoritatea, dar n-am vrut. Deci sunt multe lucruri, dacă nu pleacă viceprimarul, dacă nu toți consiliile până la masă să alegem, să facem ceva pe comună, că bani avem. Aici sunt, avem banii cheltuiți de anul trecut de 12 miliarde. Deci înseamnă că avea incompetențele în au cheltuit banii, fiindcă domnul primar nu este lăsat să cheltuie. Clar, să înțelege, nu este lăsat. E prezent că Johnny Crăciun candidează, iese primar din nou și vine cu 10 milioane de bani. Și se vrea să arătăm câte incompetenți suntem noi, nu câte competenți eu și cu gașca lui acolo. Domnul Ovidiu, domnule, cât de apă nu dau unele de comune că nu-mi permit să vorbesc de comune și de administrația din vecinii noștri și chiar de județ. Eu nu permit să vorbesc de alții. Dacă îmi dați și mie comunele din jurul nostru care au alimentare cu apă, sunt mii numiți. Soapă din 2007 când au început la Livezi. Domnul, deci în jurul nostru alea la aer, conductele sunt la aer din 2007 când au început la noi. Au început și ei. Și în Orășa a fost apă, și înainte de alimentarea cu apă, pentru că aveau și acolo sunt, ascultați. Deci eu... Domnul Moraz, am mai spus numai să primea atâta timp. Este condus. Bun, haideți să... S-au aprobat la lor, cu aceeași precădători. Domnul... Asta e domnul Ghineț. Dar să mai spun eu că avem un buget, dacă vă spun o dată, avem un buget. și mai avem încă 12 miliarde în fondul excedent care pot fi cheltuit numai pe investiții. Și nu se fac nimic, atât timp cât deține majoritatea, un om care este în primăria asta și deține majoritatea, nu se poate face, el nu are majoritate. Să înțeleagă numai de unul majoritate. Deci să înțelege, cine ține actualul viceprimar în majoritatea, cine îl ține? Dacă colegii noștri ar vota mâine demiterea lor, da, ar fi o altceva. Băi da, puneți niște oameni de la voi. Numai cu numele avem, dar nu îi lăsați să facă treaba. Să înțeleagă că lumea nu e mai nu, noi facem proiectul să vedem cum vor vota consilienții cetățenii comunii care sunt în activa adevărații comunii. Să știe toată lumea. Nu să dăm vina numai pe un singur om, nu. Dacă știți foarte bine, domnul Surugiu, și când s-a votat mărirea taxelor și impozitele, tot PSD-ul a fost în sus. Au votat un buget așa de mare și nu mai este nimic, pentru că nu este lăsat. Vedeți, cheltuiau material. Domnul Surugiu, nu trebuie viceprimar numit politic. Domnul trebuie viceprimar ca oameni votat și propus de dumneavoastră. Asta e legea. Puneți un oameni de acolo. Oricine poate să fie, nu contează. Doamna, mai să cunoști, doamna, așa face doamna Tărcuță, decât spate. Păi nu se vede. Să sperăm că va veni o dată în ședință. O să nu știu și eu ceva de ședință. Să-mi întreb. Uite, domnul ăsta. Domnul care... Gata. Care se poate? Domnul președinte, domnul primar, aveam și eu două puncte pe ordinea de zi ca să... le spun, unul s-a rezolvat, era vorba de PNL 1, așa, și al doilea, dacă tot a fost vorba de școli și prioritate, aș vrea să aveți ca și prioritate acoperișul școlii din Prăjoaia, pentru că este într-o stare degradabilă și cu cât trece timpul, cu atât va fi mai greu, pentru că va ploua, tavanele e posibil să cadă, acolo vor învăța elevi și este foarte periculos. De asta zic, în ori cum stabiliți... Da, să aveți ca prioritate și acoperișul, dacă... Da? Vă mulțumesc! Cu acoperișul avem o mare problemă. Se esfoliază țigla. Deci o calitate mai proastă de atât. Ascultați! Deci nu faceți ca acesta, domnule! Dar să înțeleg niciodată! Ai o funcție pe care poți să faci unitare cu bani și nici nu faci proiect și nu faci treaba asta. Deci puteți să facă domnul primar, puteți putea acoperi și domnul primar, puteți face recepția la școală domnul primar. Domnul consilier, anul trecut. Te-a ascultat lumea. Domnul consilier. Spune picile aia de puțiuni, că de cauza picile și spune, doar în momentul dat primarul de la puțiuni nu faci nimic. Ce o mare dreptate. Asumă-ți responsabilitatea și rezolvă problemele comunității. Nu e vorbișul noi, las-o ca lumea cu Marina, las-o cu Sofă, las-o cu Marina. Nu știu, domnul primar, pentru că aceleași discuții le facem în fiecare ședință și vorbim degeaba, domnul. Nu degeaba, nu înțelege, domnul, ce știu, tu că ți-l duci așa, asta se termine. Te rog. Domnul Consilier, s-a făcut vremurile din care am luat sigur și am completat puțin la anul trecut. Am avut prioritate școala de la... Nu vorbesc românește. Ei credeți că banii ăia, dacă vorbim de 60 și ceva de miliarde sau cât sunt, toți aia îți duc la investiții, domnule? Avem o parte, într-adevăr, domnul consilier Surgiu, știi ce vorbim? Sunt, dar și aia se duc într-o anumită direcție. Nu poți să-i trimiți prin școală dacă i-ai în altă parte. Haideți să vorbim, dacă tot vorbim de ele. Haideți să ne înțelegem. Deci banii, domnul consilier, o luăm cu abecedarul, că sunt convins că nu aveți unele noțiuni. Nu poți să iei de la grămadă și să-i pui acolo. E de dolar de pondră. Și mâine, anul care vine, îi spui pușcărea și ăsta. Domnul primar, discutăm problema de anezie. Cum vedeți problema rezolvată, Vătăriu? Vorbim din 2006, din 2005. Ascultați-mi. Ce v-am spus, domnul consilier? Ce v-am spus eu înainte de a începe ședința, iar mă trebuie același lucru? Hai să discutăm, am discutat de apă, am discutat de problemele cu terenurile. Discutăm iar luăm școala de la cap, ai probleme cu școala. Știu care sunt probleme și v-am spus că mi-e rușine să mă duc în Poiana și cred că și dumneata. Te duci în Poiana la voturi și eu am plecat după aia. Haideți să ne asumăm răspunderea, discutăm școala. Am avut prioritate, am făcut-o pe aia, am spus cu subiect și predicat. M-aș făcut acum să vorbesc și eu mai ieșit din macro. Am înțeles și înțeleg mai mult decât credeți dumneavoastră. Bun, domnul Coste, haideți să... Mă lăsați să vorbesc, o să țâmp aici până când deschid și geamul. Am terminat școala Livezi 2. Acolo a fost prioritate și m-am luat iar cu subiect. Dacă vreți să vă spun același lucru de mine, vă spun. Acolo s-a băgat, s-a făcut investiții, am băgat grupurile dumneavoastră, iar spuneați că nu sunt. Grupurile acolo sunt în interior. Avem fosă separată, avem alimentare. Deci este școala de la Poiana, unde s-a degradat, a fost alimentare cu apă. Dar acum merge cu sursă de la alimentarea de la asta publică. Școala de la Scăringa are surse proprii, dar merge și cu și la Livezi s-a făcut alimentare cu puțuri forate, deci grupurile sanitare funcționează cu apă de la surse proprii. Acolo a fost o investiție frumoasă, am închis, am făcut și geamurile, am izolat cât de cât. Cu atât am putut în momentul ăla. Acum m-am axat pe Poiana și aveți cuvântul meu că o să vă prezint și ședința din Consiliul Local, situația și materialul care l-am făcut prin proiect, să vedem evaluarea și cât costă, că prima dată trebuie să pleci de la preț, să vedem ce avem, te uiți în geantă. De unde poți să duci banii aia? Noi putem să-i luăm așa și să-i... Ați văzut, excedentul se formează în momentul când noi cheltuim, dar rămân la noi. Banii nu pleacă înapoi, excedentul este al nostru și am venit cu el din urmă. Avem niște bani, într-adevăr. Deci sunt bani ca să putem face o anumită... Aștept să facă proiectul, să vedem cât costă. Dacă nu mergem pe o anumită fază, ce v-am spus, acolo e o lucrare complexă. Acolo trebuie și săli de clasă făcute că... Ăsta, cum îi zice, la ambriul ăla nici nu se mai poartă în ziua de azi, dar este totul degradat. Dar vorbim de esențial. Ce avem? Izolația prima dată, camera centrală ca să putem să facem încălzirea, grupuri sanitare. Știți că acolo este o problemă că nu știu să fac grupurile, că nu dau autorizații ISU. Deci m-am dus și ne-am uitat, am luat director, am luat specialiști, am luat constructori. Și ne-am luat să-și dea cu părerea unei pui grupuri sanitare, ca să spui. O sală de clasă, dacă o închid, am discutat, bă, facem într-o sală de clasă, sperând, având discuțiile când vor scade numărul de copii, și asta e un lucru iar grav. N-aș vrea să întâmple acest lucru. Dar, prin discuțiile care le-am avut, o spus, domnule, o să facem într-o sală de clasă. Nu putem să închid o sală de clasă dacă o să avem nevoie. Ca să spargi peretele, că acum știți și școala de la dumneavoastră din sat. Și acolo am învățat cu toți, o parte dintre noi. Am găsit soluția din hol să fac lateral cum vine ea în formă de L și să fac pe colțul ăla să fac construcția pentru grupurile aia. N-ai voie să accesezi la structura construcției că nu-ți mai dau autorizații ISU. Adică sunt lucruri nu sunt chiar așa de simple. Ca să faci proiectul, costă niște bani. De ce vă spun? Eu desenez toată ziua domnul Costea. Deci, am înțeles. Bun. Deci nu se rezolvă problema. Ba da, se rezolvă. Soluția, am găsit o soluție să ieșim în spate de pe hol. Nu poți să spargi, archiți foarte simplu cum îți geamurile de pe holul de la partie. Și să ieși direct în grupurile sanitare. Da? Da. Dar nu ai voie, că dacă ai spart, nu-ți mai dai autorizație. N-ai voie să lucrezi la structura construcției, mai ales că ești școală. Am găsit soluția de pe hol la ieșire în spate, să fac o ieșire și să intri pe lateral ca să nu afectez structura. Ca să nu ne putem agăța de structură. De ce vă spun? Sunt discuții, sunt lucruri, astea necesită timp. Doar vedeți că discutăm într-o ședință și nu vorbim numai vorbe. Dacă să nu-și puterea să le fac. Și nu sunt ușoare. Dar sunt implicat și vă spun cu mâna pe inimă că mă interesează problemele. Dacă mă interesează, plec. Și ascultat ce vă spun. Eu am demnitate să dau demisia oricând de aici. Că nu mi-e frică. Și nu am... Eu n-am venit de la Prășinți și nu am venit de pe stradă. Eu am venit într-un serviciu. Da? Eu am venit detașat aici. Dar să... În afară de faptul că PCO, grupul s-a dat să vadă rezolvat ceva, nici apă n-are școală. Că dacă o stați, apă nu avem acum. Domnul, așa, haideți să discutăm și probabil că e un subiect. O ținut o școală. Ca să vă spun, am verificat acolo, a fost sursă proprie. Am găsit hidrofor, am găsit forate, acolo sunt puțuri forate care sunt abandonate. De ce sunt abandonate? Și am întrebat și directul. Dom'le, ce n-ați folosit? Dom'le, s-o ars o pompă, dacă am văzut că o bagată așa și s-o branșat-o, crezut cu furișată. Dar scrie pe conductă, apă, sau scrie puncte, așa mai departe. Deci, având sursa proprie, nu trebuie să abandonezi sursa proprie. Deci, omule, să oprește curentul. Aia e a ta. E a ta a școlii, aia tu mergi și după aia e de la... Dar s-au abandonat lucrurile astea, trăind cu impresia că, domnule, o să avem apă. Dar băgând grupurile sanitare în interior, îți trebuie apă. Nu mai poți să mai lucrezi. Vine pompele când pornești la Bălăneasă, vine și la epizii 3 zile, 5 zile. Dar și aia trebuie reparată. Sursa. Deci, acolo au pompe, au hidrofoare, sunt lucrări făcute ca lumea. Dar nu mă trebuie zonă. Eu n-am renunțat. Bun. O trebuie să închei tot eu să... M-am agitat, îmi cer scuze, dar... Deci, încă o dată, în discuția asta foarte importantă. Ce am înțeles noi? Că multe școli au avut puțuri de apă. Și s-au abandonat. Care au fost folosite cândva și un biet primar care a mâncat pâine până de 10 ani zile, a abandonat-o ca să ce? Dom'le... Dom'le, nu pot sta fervătoare când spun treaba asta. Și am văzut puturând steagul în campanie la europarlamentare, ca și cum s-a fi întâmplat nimic. Din respect pentru oameni nu mergeam pe drum, dom'le. Un pic de respect pentru oameni. Deci ai renunțat ca să ce? Ca să-ți bagi un proiect de apă, că nu aveam apă niciodată, n-am avut apă, ca să faci tot felul de prostii cu oamenii, să-ți vilești, cu tot felul de cămine pe oriunde, ca să nu dați să-i de consumul. Nu asta e problema. Problema este a doua captare cu apă. S-a renunțat la a doua captare de apă, pentru că așa a considerat că un constructor și uite așa că lăsați de cetățenii până la anul, cu acela Dumnezeu și s-a schimbat odată comuna asta. Și crederea asta care s-a întâmplat la vezi și poate să vine ceva care să... chiar să dorească să nici ceva în comuna asta de vezi aici. Deci, domnul Costea, cred că ați înțeles problema. Nu diferește de diverse, că asta e cea mai importantă. Sper că și care au avut oameni. Eu... Dar n-am nicio problemă, mă. N-am nicio, domnul Costea. Greșit că l-a avut altceva în spate. Nu puteți să înțeleg că asta e. Eu, ascultați, și închei cu asta. Dumneavoastră mă știți de niște copii, cred. Eu sunt un om asumat. La mine, unul fac doi. Nu am nicio problemă cu nimeni. Vreau să fac treabă. Cât acum vă spun și vă repete. Nu sunt nici Samantha, nici putem face așa. Sunt implicat, sunt la servici comune cu toate aia. Cu documentele care trebuie făcute, v-am explicat și cu banii, nu poți să-i duci unii vrei, chiar dacă ei trebuie duci, unii sunt accesari, ca să poți să-i murți. Dacă primarul a nevorit și îi duci în altă parte, îi duci în detonare de fonduri și de mâini discutăm de la, cu steagul pe la nu știu unii, nici eu nu vreau că... Nu poate că nu poate singur, nu poate că să-mi faci în plan, nu poate singur, când mie ținut, atât timp v-am spus că stăgionii primării și oamenii Consiliului îl susțin. Haideți că ne repetăm și discutăm mult. Cu acestea închei ședința, eu cred că v-am lăsat, am discutat cu toții. Vă urez o zi bună, sănătate!